CSM Zalău a organizat la sfârșitul săptămânii trecute cupa de toamnă la tenis destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani. La întrecere s-au aliniat la start aproximativ 30 de sportivi, iar cele mai bune evoluții le-au avut tenismenii de la CSM Zalău. La categoria 10 ani, competiția a fost câștigată de David Sabău din Crișeni, în timp ce la 12 ani s-a impus Flaviu Ianc de la CSM Zalău. La categoriile 14 și 16 ani s-au impus doi sportivi de la CSM Zalău, Andrei Brisc și Cristian Banto. Mihai Grec de la Palatul Copiilor Zalău a câștigat competiția la categoria 18 ani. La fete, concursul s-a desfășurat la două categorii, 12 și 14 ani. Prima categorie a fost câștigată de Carmina Dragoș, în timp ce a doua a fost adjudecată de Alexandra Olaru. Ambele sportive sunt legitimate la Clubul Sportiv Municipal Zalău. În cadrul cupei de toamnă s-au disputat și trei categorii la dublu. În această probă la categoria 14 ani, finala a fost câștigată de cuplul de la CSM Zalău, format din Andrei Brisc și Flaviu Ianc. Perechea Mihai Grec și Vlad Trestian de la Palatul Copiilor din Zalău s-au impus în finala competiției la 18 ani, în timp ce la 14 ani feminin, finala a fost adjudecată de perechea formată din Alexandra Olaru și Carmina Dragoș. Cupa de toamnă a fost ultima competiție organizată la Zalău în acest an.